haideți să vă arăt cumpărăturile din Penny. Am venit până la tatăl meu. Avem aici niște semințe de la Natline, așa, nesărate. Aici niște ciocolată din asta neagră cu biscuite scorțișoară. Aici o chestie din asta gen salatini, biscuiți crocanți și plați cu semințe de susan. Am luat aici o varză roșie, nu o să o mai scot din punct de o varză roșie. Aici salam Sinaia, casa gustului. Aici un salam de la Caroli, așa, cu 30% redus. O pungă de mini corn cake din asta bio. Nu le-am dat niciodată, o să încercăm acum. Aici încă o pungă de semințe din asta de la Natline, fără sare. O smântână mică de tot, pentru că vreau să facem niște mămăliguță. Deși el avea, dar am luat eu și pasta. Aici niște brânză topită, cașcaval, cum îi zic eu, de la Hochland, foarte, foarte bun. Și în pungă aici avem niște portocale. Și pe ce vedeți aici, am dat fix 60 de lei. N-am luat mare brânză, dar am dat 60 de lei și am zis să vi le arăt și vouă. Hei, dragilor, haideți că am intrat să vorbesc și eu aici puțin cu voi, deși sunt foarte, foarte obosită pentru că a fost o zi plină. Am zis totuși să nu treacă ziua așa și să fac vlogul atât de scurt, așa că am decis să intru să vorbesc aici puțin cu voi. Am fost pe la tatăl meu mai devreme, asta mi-a umplut așa ziua, pentru că timpul a trecut foarte repede, nu am apucat nici măcar să scot telefonul din buzunar efectiv. Am fost cu toții și s-a întâmplat totul așa pe repede înainte. Și am venit acasă, tot vorbeam cu Ianis.
despre asta, despre momentul în care o să facem scrisorica pentru Moș Nicolae. El nu știe chiar ce înseamnă treaba asta așa 100%, dar eu l-am ajutat să înțeleagă cât de cât, să înțeleagă că dacă își va trece jucăriile preferate, cadoul preferat pe o foaie, Moș Crăciun va vedea și îi va îndeplini dorința, deși eu știam ce își dorește și așa mai departe. Am zis să facem treaba asta pentru că mi se pare un lucru foarte drăguț, mai ales că și eu practicam treaba asta în copilărie și eram foarte, foarte fericită atunci când o lipeam pe geam și moșul o lua de acolo și am ținut morțiș să ținem tradiția așa și la copiii noștri, cel puțin la Ianis, care acum știe, Sorin încă nu știe și nu facem cu el scrisorica, dar o să vină și timpul lui, bineînțeles. Ianis nu a uitat și i-a zis că vrea și pentru bebe, după cum ați văzut, un cadou. Eu explicam acolo că dacă el își dorește ceva, înseamnă că și Sorin își dorește ceva și le întrebam dacă au vorbit și dacă a aflat ce i-a spus că își dorește, să trecem și pe scrisoare ce își dorește și cel mic. Dar să știți că nu contează că iese scrisoarea, că nu iese, dar momentul acela în sine, că în sinea lui, că știi că faci scrisoarea și că el cumva înțelege cât de cât ce se întâmplă, magia asta a scrisoricii și a lui Moș Nicolae, e mult mai frumoasă decât să nu o faci deloc și practic se apară lângă ghetuțe niște cadouri. Vă îndemn și pe voi să faceți asta dacă nu ați făcut-o. Eu am avut foarte multe idei din alte părți. Am mers și cumpără scrisoare din aceea cartonată și voi doar o desenați sau faceți ceva. Dar eu am ales să facem o scrisoare normală, clasică, dintr-o coală, după cum ați văzut, și să desenăm exact ce ne vine și ce ne dorim și să fie cât mai clasic totul, dar și frumos și la sentiment, ca să zic așa, în același timp. Un moment foarte, foarte frumos și eu chiar m-am bucurat pe deplin că am reușit să facem asta. Abia aștept să o facem și pe cea pentru Moș Crăciun, dar mai este timp pentru asta. Acum așteptăm să o ia Moș Nicolae de pe geam, că încă nu a luat-o, că trece pe la mai mulți copilași și după aceea ajunge și la noi și o vede și o ia și așa mai departe. Știți voi povestea părinților, bineînțeles. Și cam asta am avut să vă spun și voiam să vă mai spun că deja după primele două zile se simte așa o mică oboseală, cel puțin psihică, fizică nu prea, dar psihică începe să se simtă. Sper să nu se simtă prea mult timp și să fiu pe poziții mereu, ca să zic așa. Dar cert este că îmi place treaba asta și parcă mă face să fiu mai organizată și mai stăpân așa pe situație. Trebuie să filmez, trebuie să arăt aia, trebuie să fac aia și cumva lucrurile vin așa de la sine. Nu mai programez eu ce să filmez, cum să se întâmple totul, nu știu. E mai frumos când lucrurile vin de la sine, să fii natural, decât să fii așa ca un robot și să se întâmple asta doar pentru că trebuie, nu doar pentru că vrei și tu să fii așa. E foarte frumos oricum și s-o țin tot așa, sper, Doamne ajută. Vă las să fac încheierea vlogului pentru că la mine este foarte târziu, vreau să apuc să editez, nu o să fie un vlog lung după cum vedeți, dar o să fie un vlog frumos și sincer. Trecând peste asta, nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru că am mare nevoie de voi aici pe canalul meu, am mare nevoie de voi să fim cât mai mulți și cât mai frumoși, să-mi dați un like, să-mi lăsați un comentariu și să fiți aici alături de mine la fiecare episod de Vlogmas și nu numai. Vă pup, vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați până la final și ne vedem mâine când eu o să filmez altul și o să-l postez pe acesta și tot așa. Vă las pentru că trebuie să mă apuc să-l editez, că este foarte, foarte târziu pentru mine și mâine dimineață trebuie să-l vedeți și voi și să mă apuc să-l editez pe celălalt și să-l filmez. În fine, înțelegeți voi. Vă mulțumesc încă o dată și nu uitați încă o dată să vă abonați la canalul meu și să-mi lăsați un comentariu pentru că îmi place foarte mult
să interacționăm pe data viitoare, pe mâine mai exact. Vă pup!